Doamne, ce frumusețe! Ce splendoare! Câtă delicatețe! Câtă floricele imaculate, frumos mirositoare, care au parfumat tot spațiul, au invadat cu parfumul lor toată zona. E primăvară, au înflorit copacii. Albinuțele își fac simțită prezența, o zumzăială și o fericire pe ele de nedescris. Și nouă ne încântă ochii, privirea și mirosul cu delicatețea și frumusețea lor, atât florile cât și albinuțele, care nu mai termină cu strânsul nectarului. Soarele se ițește printre ramuri. Vântul adie, ce-i drept destul de rece, dar e ceva, e sănătate curată. Am stat 35 de ani în ziduri de beton, la oraș. A fost foarte greu. Numai parcurile pot să-ți redea o picătură de liniște, dar când stai la casă și de plin dimineața printre copăcei de ăștia înfloriți și îți bei cafeaua în apropierea și la umbra lor, parcă îți iau toate grijile, toate necazurile, parcă îți dă din puterea și noblețea lor. Natura, asta e natura, un colț de natură. Asta vă doresc, să vă dea liniște, sănătate și tot ce vă doriți. Cei care nu puteți să ieșiți în natură, ceea ce mi se pare foarte, ceva crud, foarte crud, dar la care și eu am fost supusă prin natura faptului că lucrezi, lucru casă, lucru casă și uite așa, timpul e time is money, timpul costă și costă de multe ori în defavoarea noastră, lucrează de multe ori în defavoarea noastră prin natura lucrurilor, pentru că așa e viața, n-avem încotro. Vă doresc aceste floricele și poate puteți să ieșiți undeva să admirați natura cu farmecul ei, cât de puțin, cât de puțin. Puținul ăla face mult, enorm, pentru sănătatea fizică, psihică și de toate felurile a noastră. E nemaipomenit, toate anotimpurile sunt frumoase, dar primăvara excelează. E ca o reîmprospătare, o readucere la viață a tot ceea ce a murit peste iarnă și în sufletele noastre. Haide să ne reîmprospătăm sufletul, conștiința, trupul, tot. E și post, se apropie Paștele, haide să fim noi înșine, să fim mai buni. Nu că n-am fi, dar na. E ca o invitație la puritate, la purificare. Și cine poate să-și păstreze puritatea în timp, ferice de el. Nu mai satur privind aceste minunate floricele. Orice copac înflorit e semn al rodului, al ceea ce dă Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu e atotputernic și întru toate iertător. Și să încercăm și noi să fim măcar un pic din mai înțelepți, un pic mai iertători, un pic mai buni. Câte un pic pe zi ce trece, poate ne apropiem de mântuirea aia de care se tot vorbește. Ce spuneți? Plac floricelele mele. Ăsta nu e decât un corcoduș. Deci, oriunde puteți găsi copaci înfloriți. Nu aruncați în copaci înfloriți. Ei ne dăruiesc roade.
Nu tăiați copaci înfloriți. Ei sunt viața. Da, cățelul meu e deranjat de zgomotele aferente. Vă urez multă sănătate. Sănătate îmi doresc și mie și la toată lumea. Dacă nu-i sănătate, nu-i nimic. Multă, multă sănătate. Și gânduri bune. Și Doamne ajută să ne fie mai bine. Întotdeauna sperăm la mai bine. E primăvară iară. Cântă sufletul de bucurie. Sănătate și spor în toate. Vă puteți abona dacă doriți la canalul meu. Mă puteți gratula cu like-uri dacă merit, dacă considerați că merit. Cu dislike-uri dacă considerați că nu merit. Cu comentarii. Vă aștept, sigur, vă aștept mai mult decât orice comentariile voastre în subsolul paginii a acelui canal de YouTube. Sigur. Faceți-vă o secundă liberă și ieșiți la aer. Oh, ce frumos adie vântul. E binefacere să admire așa ceva. E binefacere pentru suflet și pentru tot ceea ce avem. Fizic, psihic. Ne golește capul de gânduri. Uite și albinuțele de care vorbeam s-au adunat să recolteze polen. Hai, v-am pupat toate cele bune!